Doamnelor și domnilor, dragi copii, acum exact un an eram vocea care a dat glas animației Omul de Zăpadă, un spectacol extraordinar oferit băcăuanilor de Asociația Mie Drag Acasă, o feerie la care am trăit împreună cei prezenți în această sală a Teatrului Radu Beligan, momente magice pentru Crăciunul 2017. Iată-ne în această seară, din nou, împreună, și trebuie să vă mărturisesc că am acceptat cu mare bucurie invitația colegilor de la Filarmonica Mihail Jora din Bacău de a prezenta acest eveniment, un eveniment dedicat comunității, dedicat dumneavoastră, dedicat tuturor celor care vor să trăiască cu adevărat spiritul Crăciunului, într-un eveniment pe care l-am numit Împreună de Sărbători. Vă mulțumesc din suflet și vă spun bine ați venit la Împreună de Sărbători alături de Orchestra Filarmonicii Mihail Jora din Bacău! Sunt convins că ne așteaptă o seară frumoasă, va fi o seară cu muzică, va fi o seară cu balet, va fi o seară cu colinde și mai ales o seară cu surprize, pentru că spre finalul serii ne vom întâlni cu Moș Crăciun. Asta, sigur, dacă veți fi cu minți, rămâne de văzut, însă până acolo aș vrea să vă spun două vorbe despre cel care a dirijat, pe care l-ați văzut deja, Juan Cantarel. Este unul dintre cei mai importanți dirijori pe care îi are Europa la momentul actual. E născut la Barcelona, a studiat în diverse țări ale Europei, cu stagii în Germania, în Italia, este prezent, este invitat să dirigeze pe marile scene ale Europei. Și când spun marile scene ale Europei, vă rog să mă credeți că nu exagerez cu nimic. Avem în această seară ocazia de a aplauda, de a-l vedea la lucru pe unul dintre dirijorii cu adevărat importanți și eu zic să-l primim încă o dată cu aplauze pe maestrul Juan Cantarel!